3. Suntem la mănăstirea Dorău, la Maici. O să batem clopotele mici, 4 clopote mici. Noi le-am adus acum un an în urmă. Sper că maicile ceva au însușit. Practic în toate mănăstirile munte lui Athos, clopote fixe și se sună manual. Iar frumusețea clopotelor, le dau aceste două mici sau primele trei, depinde de clopotar. Tonalitatea și frumusețea le dau aceste clopote tenore, care sunt practic obligatorii în fiecare biserică. În mediu, clopotele unei biserici trebuie să fie în număr de 7-8 clopote, cel mai mare fiind 500-600 de kilograme. Și asta e un set standard în bisericile ortodoxe din Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Grecia. În Grecia există clopote fixe, dar nu se sună manual, pentru că tradiția asta s-a cam pierdut. Doar pe Athos s-a mai păstrat. Cred că atât.